Bună ziua, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă emisiune Fotoliu cu Ghim, sunt Adrian Simeon. Astăzi îl avem în studioul Capital TV pe președintele Partidului Național Liberal Hunedoara, domnul Lucian Haiuș, în același timp și deputat PNL. Bună ziua, domnule deputat, bun venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Sunteți într-un trend așa, parcă ne-am înțeles amândoi, eu cu roșu și cu alb, noastră cu roz, parcă am fi în Hawaii. Nu chiar în Hawaii, dar suntem în plină vară și în sfârșit, după seceta din iarnă, ploile și inundațiile din primăvară, de o săptămână toată lumea începe să plângă că îi se pare că este prea cald. Suntem în mijlocul verii și ținuta noastră îi adecvată cu ceea ce se întâmplă pe stradă și ce se întâmplă în Deva și în tot județul Hunedoara. Păi ce se întâmplă în județul Hunedoara, domnule deputat? În afară că este această caniculă, este și o caniculă politică. Deja a început să se înfierbânte. Da, astăzi este prima zi când pot depune candidaturile pentru alegerile locale. Cred că va depune cineva. Azi. Da, sunt convins că cel puțin 4-5 candidați își vor depune chiar astăzi, pe care știu eu, își vor depune astăzi candidaturile. Până în data de 18 august, respectiv marțea viitoare inclusiv, este perioada în care se pot depune aceste candidaturi. Sunt 69 de localități plus Consiliul Județean, care este o circunscripție aparte. Va fi o vară cine lungă. Cine candidaturile? Știți? Da, știu câțiva primari. De exemplu, vă pot spune primarul de la Certej. Așa. A spus că își dorește să-și depună candidatura astăzi. Dar de ce urmează să-i semnez documentele. Nu, aici este fiecare, probabil își dorește să scape de această parte birocratică a alegerilor, să-ți depui candidatura, să-ți fie verificate numărul de semnături legale, să ai lista de consilieri depusă ca să poți să începi o campanie. Acum, chiar să vi spun pe toți, nu are niciun sens. Păi, dar e un secret, e un secret. Nu, o să vedem. Acum, de ce nu vreau să spun chiar pe toți? De multe ori am constatat, din păcate, ei vin la mine ca să le semnez dosarele. Da, ca, așa e... ca și președinte de organizație, în virtutea de formație profesională pe care o am, bineînțeles că întotdeauna verific până la ultima asta virgulă. Și trebuie, nu? Până la ultima virgulă și de multe ori mai găsești mici erori și atunci ai trimis să-l refacă și nu. A, și să zic, nu să vedem, că-și depune cineva și poate va fi depune numai mâine, că poate găsim că, nu știu, o listă de semnături lipsește ceva pe ea, sau nu e completată corect și trebuie să meargă să refacă, sau o cerere de acceptare a candidaturii scrisă într-un anumit mod și AIP-ul prevedea în alt mod. Am înțeles. Da, sunt multe zile până în 18. Ce pot să vă spun cu certitudine este că Partidul Național Liberal își dorește ca vineri săptămâna aceasta, să depunem candidatura pentru președinția Consiliului Județean și pentru lista de consilieri județeni. Serios? Vineri? Da. Deci vineri doriți să faceți acest lucru. Exact. Probabil că urma să ne transmiteți o invitație. Sigur că la depunerea candidaturii o să fie invitată și toată presa, mai ales că noi, știți, candidăm sub o alianță la nivelul județului Hunedoara și alături de partenerii noștri care susțin candidatura domnului Adrian David, vom fi alături de el cu primarii liberali la acest eveniment, să zicem, festiv. Încercăm noi să-l facem festiv de depunerea candidaturii. Domnul Haiuș, ce cu alianța asta? Hai să discutăm la Fotoliu cu Ghim despre, nu alianța, alianțele, că sunt mai multe, da? Ce a fost acolo în bucătăria internă a PNL-ului la momentul în care ați copt, ca să spunem așa, aceste alianțe? Prima a fost alianța PNL-USR, da? Da, nu putem spune că e vorba de o alianță, ci este vorba de un protocol, de susținere. Da, tot aia e, până la urmă, e altă mărie cu aceeași pălărie. Un protocol de sprijin reciproc. După care a urmat PNL, UDMR, PNCCD. Care, acum, de data asta, este vorba de o alianță electorală. Înainte de a-mi explica și de a-mi lămuri, că sunt mai nelămurit așa câteodată, ce va trebui, domnule, alianță cu PNCCD? Cât au ăștia? 0,0 cât la sută? Greșit. Sincer să fiu, fără să se supere cei de la PNCCD pe mine,
Și dacă se supără asta, ele trece. Dom'le, nici nu mă oboseam, pe cuvântul meu. Da, greșiți, eu zic că greșiți. Ok, și aștept argumente. Și nici nu trebuie, în primul rând, trebuie desconsidera niciun partid mai mare sau mai mic, iar Partidul Național... Nici n-am știut că mai există. Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat chiar nu merită să... Nu merită nici situația în care se află astăzi, păi pentru că este unul din partidele istorice ale României. Este un partid cu o istorie pe care eu, ca liberal, o respect, chiar dacă de-a lungul decenilor, cel puțin în perioada interbelică, cele două partide făceau alternativă la guvernare, erau cumva pe poziții diametral opuse. Este un partid istoric pe care eu mi-aș dori ca în timp să redevină și să redevină un factor important, un jucător pe scena politică din România. Și să știți că există încă foarte mulți oameni, mult mai mulți decât ne imaginăm noi sau dumneavoastră sau eu la un moment dat, care încă își doresc, încă apreciază o asemenea doctrină, încă mai sunt sentimental legați de Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat. Din păcate, nu a existat o formulă de conducere care să readuc în viața publică acest partid. Eu mă bucur că este o alianță în care face parte și Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat, alături de Partidul Național Liberal și de UDMR. Sunt trei partide de dreapta, cu orientare clar de dreapta, cu orientare democratică indiscutabilă. Și știți că este o vorbă, în campanie electorală, la vot, orice om contează. Orice om, în primul rând, și votul fiecarei persoane este important într-un calcul final, când se va trage acea linie. Da, domnul Hăiș, da. Și noi ne-am regăsit cu foarte multe proiecte comune cu Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat, cum de asemenea și cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din județul Hunedoara, cu care Partidul Național Liberal are o colaborare foarte bună de mulți ani. Și știți foarte bine că în ultimii trei ani s-a concretizat și prin susținerea unui viceprimar de la Uniunea Democrată a Maghiarilor în municipiul Deva, și este o echipă foarte bună și eficientă între Partidul Național Liberal și UDMR. Da, o mișcare îndelung comentată la momentul respectiv. Haideți să vă spun. Care v-a asigurat și majoritatea consiliului local. Veți pe fi de dreptate. Întotdeauna, în politică, orice faci, cineva bagă de vină. Ca și în fotbal. Acum, de altfel. Dar fotbal, eu cred politică că și la femei toată eu, se pricepe. Da, și important sunt rezultatele. Eu cred că această alianță este o alianță câștigătoare. Eu cred că susținerea și sprijinul pe care ne-l dau colegii de la Uniunea Salvați România, cum la fel vreau să le mulțumesc și celor de la Forumul German, care la fel sprijină candidatura domnului Adrian David, și foarte probabil că săptămâna aceasta o să se mai alăture încă o formațiune politică acestei construcții, ne va duce spre câștigarea detașată a președinției Consiliului Județean în județul Hunedoara. Ziceți dumneavoastră? Da, eu asta îmi doresc și pentru acest lucru lucrez de cel puțin 2 ani de zile. Pentru că am văzut dezastru pe care l-au lăsat care l-au lăsat în urma lor PSD-ul în acești 4 ani de când conduc Consiliul Județean, drumul județene praf, investiții pe fonduri europene stins spre zero, cele mai mari salarii din România în Consiliul Județean, fără o viziune de dezvoltare. Cele mai mari salarii din România este Consiliul Județean? Da, raportate la Consiliile Județene din țară. Păi cum? S-au dus la maxim și au dat și toate sporurile. PSD-ul e foarte priceput în a da. E o singură problemă. Ce fac mâine? Bine, noi ca liberali, da, dacă ai de unde, da. Noi ca liberali ne dorim dezvoltare și cred că fiecare hunedorean își dorește ca județul nostru să se dezvolte, să aibă o perspectivă clară de dezvoltare și vedeți, din păcate, în regiunea de vest, județul Hunedoara a rămas pe ultimul loc. Nu vorbesc Timișul, Aradul, care se dezvoltă într-un ritm extraordinar de accelerat și care avea un trend pozitiv și din anii precedenți. Carașul a pornit foarte bine și riscăm să fim depășit chiar de Caraș, pentru că rămânem închistați într-o politică depășită, anacronică, fără o lipsă de viziune și
și probabil justificată și de luptele care sunt interne în cadrul Partidului Social Democrat, cu doi vicepreședinți care sunt suspendate atribuțiile, cu un administrator public, așa, cumva impus de către președintele Partidului Laurențiu Nistor, cu un Laurențiu Bobora, președinte Consiliului Județean, care nu are nicio legătură cu administrația publică și s-a și dovedit, din păcate, pentru el. Și era un om care, de la care avea multe așteptări, dar probabil și vârsta, când ai 70 de ani, este mai greu să fii toată ziua pe șantier, să-ți dedici de dimineața până noaptea târziu toată energia pe care trebuie să fim realiști. Nu poți să o mai ai la vârsta respectivă. Funcțiile acestea administrative, executive, trebuie să fie ocupate și atribuțiile exercitate de oameni tineri, de oameni în plină forță, care să poată să alerge de dimineața până seara, care să doarmă puțin și să muncească mult. Da. Și lucrul acesta îl și facem. Mergem cu Adrian David, un tânăr la 38 de ani. Plin de energie, cu experiență deja administrativă, știți că a fost un an și vreo două luni președinte interimar a Consiliului Județean, o perioadă relativ scurtă, dar cel puțin ultimii doi ani de când lucrează ca și administrator public, ca city manager la DEV, alături de primarul Florin Oancea, experiența lui administrativă a crescut foarte mult, lăsând deoparte un tânăr cu două facultăți, 10 ani carieră universitară, specialist în fonduri europene, deci este un om în care eu am mare încredere și care știu că va putea să facă multe, multe lucruri bune pentru județul Hunedoara și cu care eu pot să colaborez foarte bine. Este foarte important să există o legătură între noi, cei care suntem la București, cei care rămân la nivelul Consiliului Județean și cei care ocupă funcțiile de primar. Pentru că împreună aceste trei instituții, dacă merg pe aceeași linie, dacă au aceeași gândire, dacă au același plan de dezvoltare, pot să ducă lucrurile până la capăt și ce ne dorim în final toți? Ce dorim? Că toată lumea vorbește de dezvoltarea județului. Păi dezvoltarea județului va duce la prosperitatea oamenilor. Că oamenii s-o ducă mai bine. Este așa de simplu încât nu există alte excuse. Da, nu-i suficient să-i dau astăzi la un om 100 de lei în plus, dar peste un an el să nu știe dacă mai are locul ăla de muncă sau nu. Băi, bun. Și spuneați la un moment dat, că trebuie să vă întreb lucrul ăsta, v-am lăsat să vă expuneți ideea, că în Consiliul Județean Hunedoara sunt cele mai mari salarii din România. Dacă Partidul Național Liberal va prelua sau, mă rog, va fi votat pentru președinția Consiliului Local, Consiliului Județean Hunedoara, va prelua, e un termen urât. Da, da, va fi votat. Atunci veți umbrela salariile celor din Consiliul Județean? Că trebuie să vă întreb lucrul ăsta. Nu, și este o întrebare... E o logică. Este o întrebare firească. Nu. Un lucru odată, un drept odată câștigat de cântere un om, este a lui și trebuie să fie respectat. Și este firesc ca să nu-i mai iei odată un salariu obținut, o pensie obținută, e dreptul lui de a-l avea în continuare, dar fiecare va trebui să muncească pentru acei bani. Eficiența muncii fiecărui funcționar va trebui să crească. Și care este, eu sunt convins și cunosc, mă, să știți că eu în urmă cu 4 ani cumva lucram în acest sistem, da. Fiind director la finanță pe regiunea de vest a României, știu 80% din funcționarii din România sunt oameni de bună credință care chiar doresc să muncească, să-și facă treaba, de multe ori sunt nemulțumiți de factorul politic care cumva le pune mai multe bețe în roate decât să-i sprijine în activitatea lor. Că mai sunt și 20%, că schiulăi, că sunt oameni băgați pe ușa din spate de către politicieni și care nu muncesc. Eu vorbesc ce am trăit eu, 12 ani în finanțe și cam aici era procentul. Marea majoritate a funcționarilor publici sunt oameni de bună credință care pot să facă multe, multe, multe lucruri bune dacă tu, ca și conducător a instituției, îi direcționezi și îi canalizezi spre ceea ce știu și spre ceea ce îți dorești. Adică tu să știi ce vrei să le cei, oamenii aceia bun, pot să facă... Bun, munca funcționarului public trebuie eficientizată. Mai mult decât atât, departamentele trebuie să fie eficientizate în cadrul Consiliului Județean. Mă gândesc că există și acolo un departament de fonduri europene, de chestii de genul ăsta. Da, acum, dacă îmi cereți foarte multe amănunte, n-am de unde să le știu, că nu lucrez acolo, dar e clar că în programul nostru de guvernare județeană, dacă să vezi să numim așa, o foarte, foarte mare importanță o să dăm acestui departament, poate să facem chiar la nivel de direcție, de fonduri europene. Sunt foarte mulți bani
europeni care vor veni în următorii, pe următorul exercițiu bugetar. Știți foarte bine, președintele Klaus Iohannis a discutat, da, sunt bani. 80 de miliarde de euro înseamnă enorm. Bun, față de alții nu sunt foarte mulți, noi, dar 80 noi vor, de miliarde. Noi vorbim de România. Nu poți să compari o țară decât în funcție de numărul de locuitori, de puterea de dezvoltare, de puterea de absorție, de tot ce... Păi nu, dar nici nu obține atâția bani. Cum să nu? Grecia a luat mai mulți ca noi. Nu, uitați-vă pe sumele care sunt, nu este. Deci sunt 80 de miliarde de euro. Incredibil de mulți bani, greu de absorbit, dar unul din obiectivele noastre, unul din obiectivele noastre, și așa vorbesc și ca partid, aflat la guvernare, este tocmai de a simplifica cât mai mult procedurile pentru a putea acești bani să ajungă cât mai repede la cine? La destinatarul final, la cel care are nevoie de ei. Și puțină lume știe că, vedeți, noi discutăm despre COVID, despre pensii, despre alocații, despre ce face unul sau ce face altul, dar discutăm foarte puțin despre probleme tehnice. Guvernul liberal a dat ordonanță de urgență prin care unitățile de management se duc la nivel de regiune. Așa, da. Adică și care este foarte bine. Să nu mai depinzi. Nu te mai ești la București, te duci la Timișoara, în cazul păi așa e acum, și nu? Care, nu era. Oh, Timișoara era doar o verigă. Acum, așa e. Este ordonanța dată de vreo lună de zile. A intrat în vigoare. Acum încă mecanismele durează vreo două luni până să fie toate descentralizate. Până acum te duceai la Timișoara, dar ajungeau și la București. Toate dosarele, birocrație, nu. Implementarea să facă la nivel de regiuni, care este foarte important acest lucru. Foarte, foarte important acest lucru și mai mult de atâta, de data aceasta, acești bani tu îi primești, dar tu ca stat hotărăști spre ce îi direcționezi. Adică axele pe care vrei să duci banii ca să dezvolți. Da. Câte axe? Nu știu, vă pot spune ca număr, pentru că ele încă nu sunt stabilite, pentru că începe abia din 2021, dar noi ne dorim, în primul rând, infrastructura mare să fie finalizată în 4 ani de zile. Discutam de 80 de miliarde de euro care se liveră la nivelul României. Dar să nu veniți și noastră să spuneți din aia cu nu știu câte mii de kilometri de... Nu, dar inevitabil trebuie să faci autostrăzile. Păi pentru că este o nebunie. Nu se mai, nu se mai poate să faci. Trebuie să-i faci. Când ne ziceți 3400, să vă spun, fie urechile. Nici nu știm dacă discutăm de 3000 sau de 4000. Discutăm iarăși de un lucru spus foarte clar și care iarăși nu a fost suficient de mult mediatizat. Nici n-a avut cum într-o perioadă dificilă pe care o trecem astăzi România. Pe această autostradă care trece și pe la noi se duce spre București. Da. Deja două tronsoane în acel... acea porțiune dintre Sibiu și Pitești deja s-au licitat și se lucrează pe ele. Sunt niște pași mari făcuți înainte. S-au semnat contracte pentru 3 spitale regionale. Deci în 3 ani de zile PSD-ul n-a putut să semneze nici măcar unul și Corina Crețu, dacă țineți minte, tot anunța: domnule, aveți bani, faceți ceva cu ei. Și Corina Crețu era un comisar european susținut de PSD, deci nu de liberali. Să ne înțelegem. Așa. Și trăgea acest semnal de alarmă. Ei, noi, după vreo 5 luni, jumate, 6 luni de guvernare, am semnat pentru 3 spitale regionale. Care sunt foarte importante. Finanțare sau ce? Da. Demararea proiectului tehnic și a finanțării. Se vor face 3 din 8 deja sunt demarate. Urmează încă 2. Nu sunt și astea cu studii de fezabilitate, cu alea, că... Orice proiect, orice lucrare studiile trece prin două. E vorba de studiu de fezabilitate, de proiectul tehnic și acea execuția. Așa, acestea sunt proiecte tehnice. Proiect tehnic, sigur. Finanțarea și s-a semnat, practic, alocarea banilor pentru a demara aceste păi spitale și când regionale. Ar putea demara? 4 ani de zile este termenul de execuție final. Deci în 4 ani ele trebuie să fie funcționale. Trebuie să fie funcționale. Funcționale. Unde vor fi? Iași, Craiova, Cluj. Și în Ardeal la Cluj. Păi, noi suntem obișnuiți cu Timișoara, urmează și Timișoara. În fiecare regiune va exista un asemenea spital. Și ele 3 au fost, urmează altele 2 și încă 2. Și ne apropiem de ceea ce ar trebui să fie o normalitate în România. Păi da, bun, ar trebui să fie o normalitate, dar probabil că va trebui umblat pe urmă și la sistemul sanitar, că acolo multe lucruri încă nu sunt normale. Sunt mult, foarte, foarte multe adică lucruri. Adică degeaba fac spitale regionale dacă sistemul s-a e S-a și văzut, din păcate, în perioada aceasta de pandemie, s-a și văzut cât de vulnerabil este sistemul sanitar din România.
E vulnerabil din multe puncte de vedere. Da, deci vulnerabil, pornind de la finanțare, de la capacitatea de a... De la personal. De la personal, de la capacitatea tehnică, de la dotări, proceduri, da, dotări, subordonare... Bușbuieli, da, subordonare, de... subordonare în, la autoritățile locale, că vorbim de consilii județene sau că vorbim de primării, fără să aibă Ministerul Sănătății niciun punct de vedere asupra managementului, și ați văzut, inclusiv la Deva. S-a prăbușit un management dezastros. Când a venit prima diere de boală, s-a prăbușit cu acești PSD-și puși în conducerea spitalului județean. A trebuit să apelăm la guvern și au venit niște medici militari. După ce au plecat medicii militari, sindicatele, cu oamenii din spital, angajații, și-au desemnat niște conducători care au stat vreo 3 săptămâni, nu mai mult, pentru că a venit Consiliul Județean, ori Consiliul Județean, și a mătrășit și a pus iarăși oameni politici. Păi și erau acum în spitalul județean din Deva? Sunt probleme. Dacă ar fi să discutați cu oamenii, și uitați, chiar vă pot sugera, cu, fără nicio urmă de altceva, de ce nu invitați pe doamna Glodean, de exemplu, care a fost manager la un moment dat, la o emisiune, ca să discutați de problemele care sunt astăzi în spitalul din Deva. Da, în calitate este de vicepreședinte, de sindicat. Sau ce? Adică, deci un om care nu are nicio legătură cu niciun partid politic, nu este membru de partid, problemele s-au accentuat. Erau, au fost puse la punct, mergeau într-o direcție bună, a venit factorul politic, PSD-ul, că ei nu pot să accepte ca să nu aibă ei control, nu aibă omul lor bun, rău, ia meu, îl pun în funcție acolo. Bine, eu cred că și, care nu este, și care nu este în regulă. Eu cred că indiferent cine e, că e PSD, că e PNL, că e cine o fi, ar trebui, am mai avut discuția asta, ar trebui, și probabil că o să mai, și avem. Că o să mai avem, ar trebui să puneți, dar e greu, știu că e greu, să puneți în posturile astea oameni competenți. Eu nu cred că un medic știe să managerieze un spital din punct de vedere economic. Sunt medici care știu. Dacă au studii economice, probabil. Sau dacă au cursuri de management. Vedeți, aici iarăși noi intrăm... Eu nu cred noi intrăm în cursurile astea, că s-au făcut așa la apărul bocancilor multe dintre... Eu nu cred, de exemplu, mă iau eu. De mine. Nu vreau să vorbesc pe altcineva. Care cred că sunt un manager foarte bun. Și am și dovedit de-a lungul vieții. N-am ajuns în politică așa. Sunt de 4 ani în politică. În rest, mi-am făcut o carieră în profesia mea și în a conduce fabrici, instituții, nu am avut performanțe fiecare dată. Eu nu știu dacă aș accepta să fiu director la un spital astăzi. De pentru ce? Că nu am nici cea mai mică element legat de ceea ce înseamnă un spital și de ce înseamnă acest management sanitar, cum trebuie să funcționeze o asemenea instituție. Nu m-aș duce. Și dacă mi-ar oferi ceva, nu aș accepta-o. Nu mă pricep. Păi nu, cred că da? E destul de simplu. Venituri, cheltuieli, da, salarii, alea... Stai puțin, vorbiți de un contabil. Eu vorbesc de managerul vârful unui spital, pe care să înțelegi, da, ce se întâmplă acolo, ca să pricep ce e, să știi ce se întâmplă acolo, care sunt efectele și lucrurile să le știe un medic. Deci nu sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt și medici foarte buni ca medici și poate că nu sunt buni ca manageri. Sunt și medici care sunt foarte buni profesional și sunt și foarte buni manageri. Totul este să-i găsești, să le dai încredere și să-i sprijini. Nu să le impui sau nu să vii tu să impui din afară doar că e lipitorul tău de afișe, cu ghilimele de rigoare, bineînțeles, metaforic. Mă rog, sau omul de la partid. Da, omul de la partid, în sensul ăsta. Am înțeles. Domnule Haiuș, trebuie să luăm câteva momente de publicitate, după care revenim, rămâneți cu noi.